Întrebarea este ce urmează. Vă gândiți că e un nou asalt? Ați avut mai multe asalturi de felul acesta. Povesteam la începutul emisiunii de momentul în care fostul președinte personal era implicat într-o încercare de compromitere și de demitere a dumneavoastră. Este o nouă încercare? Este o încercare nouă de discreditare și, bineînțeles, cu fiecare dată când se vine cu o chestie nouă de discreditare, cum se spune, se bate un cui. Deci asta este ce se încearcă. Nu știu cine e în spate, nu știu dacă al cui e inițiativă, nu știu cine a dat hârtia, chiar nici nu mă interesează. Mă interesează un singur lucru, că aceste încercări deja au fost atât de multe și de fiecare dată am ieșit și am explicat. Și acum mulțumesc că am dat ocazia să vin și să explic că încercarea e una foarte palidă în final și foarte efectiv, este chiar primitivă. Să vii să spui un lucru care documentul care îl arăți nu scrie același lucru pe el. Să vii să spui că uite-te cum a semnat Arafat, adică într-o formă se încearcă să spună că eu am însușit calitatea premierului sau așa ceva, când eu un delegat oficial am fost ca să semnez și aveam împuternicirea ca să semnez în locul ministrului interimar al sănătății. Să vii să spui că eu răspund de ce se întâmplă acum pentru o chestie din 2012, dacă eram eu care l-aș fi numit director general, este absurd, pentru că nimeni nu știe un om ce va face nici a doua zi, dar să știi ce va face între 2012 și 2020. Deci, plus, el a fost numit de Consiliul de Administrație în 2013, dar în 2016 aveau toată șansa, dacă vrea Consiliul de Administrație, să nu-l mai numească, ci să numească pe altcineva. Și totuși l-au numit din nou și l-au prelungit până în iulie 2020. Deci tentativa asta de asociere pe chestii negative, de demurdărire a imaginii, nu e nici prima dată, nici nu cred că va fi ultima dată. Numai că, vă dau dreptate, este foarte interesant că aceste lucruri apar în anumite momente cheie, care fiecare vrea să arate că, uite-te, să nu mai aveți încredere în cel care vorbește, nu mai aveți încredere în cel care spune asta, că uite-te că el de fapt a girat corupția sau a girat anumite acțiuni care încă o dată, cum spun, nici nu aveam de unde să știu și nici nu știm până nu se pronunță o instanță dacă ce se spune este așa sau nu este așa. Toți au prezumția de nevinovăție până se pronunță o instanță. Al cui credeți că este de fapt jocul acesta de discreditare și această încercare de compromiterea dumneavoastră? Credeți-mă că nu am să speculez și n-am să spun. Nu știu, cred că uneori poate că ne gândim la chestii foarte complexe când este vorba de 2-3 oameni care hai să o facem și hai să îl aranjăm pe doctor Arafat, uite că avem documentul ăsta și poate că se oprește la nivelul lor, poate că e cineva în spate, chiar nu știu, nici nu vreau să speculez pentru că nu este normal să speculez în aceste situații. Deci e o chestiune care o iau ca atare, răspund și explic și sper că omul de rând simplu când ascultă înțelege tentativa care s-a făcut acolo, dar în același timp dacă mă întrebați cine e în spate, nu știu, nu eu cred că trebuie să aflu cine e în spate pentru că vine și în momente dificile în care se lovește în vectorii de opinie care vorbesc despre anumită situație, okay, atunci care întreb au altfel. Luat anumită decizii. Atunci deci, vă întreb altfel. Cei care au fost, să zic așa, în prima linie a comunicării, au fost foarte atacați în această perioadă. Cei care au încercat să explice cu ce ne confruntăm, care e situația și, ne aducem aminte, atac gros cu încercare de demitere la profesorul Adrian Strenu Cercel și la alții și la alții și la alții, nu mi-au pe toți pe rând acum. Cine are interesul să acrediteze faptul că, de fapt, să încerce să compromită pe aceia care în această perioadă de criză au vorbit și vorbesc despre aceste chestiuni? Oricine are interes în a reduce încrederea populației în autoritatea oficială, în autoritatea statului și în autoritatea oficială, adică în vocile oficiale care vorbesc, oricine vrea să reducă încrederea populației și să ducă la imposibilitatea de a gestiona o situație, la a crea o criză, poate să facă acest lucru cu cei care comunică, mai ales dacă populația are încredere în ei. E foarte greu să spun interesele din spate și cine sunt și cum sunt, asta încă o dată nu speculez. Dar când vii și ataci continuu
și mai ales în momentul ăsta, nu vorbesc de alte momente, în momentul ăsta în care totuși trecem printr-o situație care este delicată pe plan mondial, când vii și încerci să închizi gurile la toți care pot să explice anumite chestii sau care mai mult, care își asumă să explice, pentru că sunt mulți care poate să explic, pot să explice și nu își asumă să explice, dar pentru cei care își asumă și acceptă să fie chiar și criticați și tot, dar vin cu părerile și discută și dezbat și explică populației, acești oameni, în mod normal, nu sunt doriți de cei care vor să reducă încrederea în orice autoritate și să facă lucrurile să pară că nu e nimic sub control și că nu există nimeni care vine și vorbește. Nu vreau să zic aici că e o chestie politică, e o chestie de altă natură, este foarte greu și din cauza asta nu vreau să speculez pentru că n-am cum să știu, eu nu știu. Dar efectul la ce se întâmplă, și nu vorbesc de mine numai, efectul la ce se întâmplă atacând orice persoană care comunică, indiferent de nivelul ei, cine este pe o situație de urgență, pe o situație de criză, nu face decât să reducă încrederea populației și să facă gestionarea problemei mult mai dificilă pentru cei care o gestionează. Domnule doctor, în momentul de față, dacă ar fi să facem o analiză a modului în care societatea reacționează la lucruri de felul acesta, cred că am putea spune că pentru o categorie, nu știu cât de largă este, au început să prindă anumite idei. Că nu există virus, că e o conspirație, că e o încercare în care, de fapt, și dumneavoastră înțeleg că sunteți parte de a restricționa drepturile, libertățile, de a pune mâna pe viața oamenilor, de a-i vaccina obligatoriu și astfel de lucruri. Vă îngrijorează faptul că sunt persoane care sunt gata să creadă astfel de lucruri, care sunt gata să acrediteze în spațiu public că e o conspirație globală în care dumneavoastră, ceilalți oficiali, împreună cu China, cu Rusia, cu Statele Unite, cu Europa și cu lumea întreagă, v-ați înțeles pentru această operațiune diavolească? Deci, normal că ne îngrijorează când populația începe să creadă fake news-urile și manipulările care sunt fie pe rețelele de socializare, fie manipulările care sunt lansate de către unii vectori de opinie, chiar și medici am văzut, care le fac pe Facebook și în altă parte și explică că ei nu sunt de acord cu vaccinarea și atunci dau în situația asta, pentru că noi toți spunem că ne trebuie un vaccin pentru asta și atunci am devenit dușman imediat. Sau cei care consideră că fiecare trebuie să fie lăsat să facă absolut ce vrea, dar uită că dreptul unei persoane nu poate încălca drepturile celorlalte persoane din jurul ei și să le pună în risc și în pericol. Deci sunt foarte multe aspecte aici. Din punctul meu de vedere, da, este îngrijorător când populația nu crede. De ce? Pentru că populația care nu crede nu respectă măsurile de protecție. Populația care nu crede, și vedeam câțiva tineri care înainte în sondajul care l-ați arătat, care ziceau că așa ceva nu există, înseamnă că acești tineri nu respectă nicio regulă de distanțare, nu respectă nicio regulă de protecție și devin risc dacă ei prind această boală, devin risc pentru familiile lor, pentru bunicilor, pentru că dacă nu crede, el va merge sigur la bunicul să-l vadă, să-l viziteze. Da. Și poate să paseze virusul la bunicul lui sau la probleme, da. Lui. O să trebuiască să iau o pauză chiar acum. Dar vă întreb ceva, vă întreb public. Nu ne-am înțeles cu privire la acest lucru înainte și vreau să fiu extrem de corect față de toți oamenii pe care îi invit să vorbească în emisiunea mea. Desigur, atâta vreme că și ei sunt corecți cu mine. Vreau să vă întreb ceva. Avocatul Pipera cere un drept la replică. Sunteți dispus să intrați într-un dialog de câteva minute cu domnia sa? Nu, absolut nu. Deloc, pentru că la modul în care s-a purtat în ultima perioadă, eu n-am ce să stau în dialog cu așa ceva. A publicat această hârtie, am venit cu documentele care arată că eu nu l-am numit pe domnul Ionel, așa că el ce a scris este clar, ce am zis este clar. Să intru în dialog cu el și în discuții, dar n-are absolut niciun rost. Nu sunt omul care să intră în dialoguri de acest gen public despre acuzații care n-au niciun fundament.
dacă el face aceste acuzații și le ține și vrea un dialog, putem să prindem, să ținem dialogul în instanță, dacă o dorește. Dar nu în la televiziune și nu în public, pentru că nu este normal. Cu alte cuvinte, intenționați... și nu vreau să-l fac reclamă. Cu alte cuvinte, intenționați să deschideți acțiune împotriva domniei sale în instanță? Între noi vorbă și a toți care ne ascultă, cred că